Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. În această seară, scumpii mei, în urma celor spuse, aș vrea să revenim la studiul nostru din Scripturi cu privire la învățăturile Bibliei sau doctrinele Bibliei și în ciclul acesta de lecții biblice, acum învățăm despre învățătura sau despre doctrina despre Duhul Sfânt. Au fost mai multe lecții prin care am insistat asupra acestui învățături și în seara aceasta continuăm și vă invit să vă deschideți Bibliile în Faptele Apostolilor și așa cum stați pe scaune, să citim împreună capitolul 1, versetul 14. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Versetul acesta biblic ar fi trebuit citit alături de cele două de dinaintea lui, respectiv 12 și 13. Și aceste trei versete biblice vorbesc despre reacția pe care au avut-o ucenicii la porunca pe care Iisus Mântuitorul le-a dat-o imediat înainte să se ridice la cer, să se înalțe la cer. Și porunca a fost următoarea, versetul 8. Când Duhul Sfânt pe care vă poruncesc să stați aici în oraș, în Ierusalim, ca să-L primiți, când îl veți primi, când va veni peste voi, să știți că veți primi o mare putere când va veni El. Și puterea aceasta este lucru de care mai aveți nevoie înainte să mergeți în toată lumea și să cuceriți toți oamenii pentru cer. Domnul le spune asta, este ultima lui poruncă, se ridică la cer în mod inexplicabil, atras de o putere supranaturală, de puterea lui Dumnezeu. Ei îl privesc până când nu se mai vede, și atunci ne spun Scripturile că s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și s-au adresat lor în starea de mirare în care îl petreceau pe Domnul cu privirea, înălțându-se în slava din care a coborât în grajd, în ieslea din Betleem, prin Maria. Și le spune, de ce vă mirați, de ce stați aici, ce se întâmplă cu voi, era normal să se ridice la cer. După ce le dă această scurtă explicație, dar suficientă, ei se întorc în oraș și Scriptura ne spune că imediat împlinesc ultima poruncă pe care Mântuitorul lor și al nostru le-a dat-o. Se urcă în odaia de sus, într-o odaie dedicată rugăciunii, închinării, întâlnirii spirituale cu Dumnezeu și încep să se roage. Și Scriptura folosește această expresie. Toți aceștia, care aceștia? Cuvântul Domnului ne spune că erau ucenicii, femeile evlavioase și oamenii din anturajul lor care aveau preocupare pentru lucrurile spirituale. Toți aceștia, nu numai că se rugau, dar stăruiau în rugăciune. Sunt predicatori care spun că Biblia nu vorbește despre stăruința în rugăciune sau despre rugăciunea stăruitoare. Rugăciune stăruitoare înseamnă rugăciune insistentă, adică rugăciune după rugăciune, rugăciune după rugăciune, rugăciune după rugăciune. Și Domnul Iisus însuși, în Evanghelii, ne dă multe exemple de stăruință în rugăciune. Spre exemplu, o femeie a mers la judecător să-i facă dreptate, datorită condiției ei sociale. O femeie singură, săracă, n-a băgat-o în seamă, a respins-o. Ea însă mergea în fiecare zi și judecătorul a spus, nu mă tem de Dumnezeu, nu mi-e rușine de oameni, dar femeia asta mă deranjează
cu insistența ei, am să-i fac dreptate, să scap de stăruința ei. Iată dar ce este stăruința. Și acesta nu este singurul exemplu de stăruință spus de Domnul. Stăruința nu este doar în rugăciune, stăruința este în citirea scripturilor. Stăruința este și în lucrurile omenești, noi stăruim în somn, dormim în fiecare noapte. Stăruim în mâncare, mâncăm de 3 ori pe zi. Stăruim în muncă, muncim 5, 6, 7 zile pe săptămână. Dar acum vorbim de lucrurile duhovnicești, lucrurile lui Dumnezeu, în care trebuie să stăruim. Și noi stăruim în tot ceea ce trebuie să repetăm datorită importanței lucrurilor repetate. Rugăciunea este unul dintre lucrurile în care trebuie să stăruim. Iar unul dintre subiectele pentru care stăruim, prezentându-L Domnului mereu și mereu în rugăciunea noastră, este: Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt, botează-ne cu Duhul Sfânt și ține-ne în această stare de recipienți, adică de containere umane în care să existe Duhul Tău, puterea Ta și prin care să se manifeste Duhul Tău și puterea Ta și darurile Tale. Aceasta înseamnă stăruință după Duhul Sfânt. Stăruința nu e un eveniment. Poate fi un eveniment la nivel tradițional în tradiția unei biserici, poate fi tradițional în viața unui om la nivel de eveniment, dar stăruința este un proces care ține cât viața. Noi stăruim în respirație, noi stăruim în mâncare, stăruim în muncă, stăruim în odihnă, stăruim în lucrurile de care avem nevoie nu doar o zi, ci în fiecare zi. Omul lui Dumnezeu este conștient că nu poți mânca o mâncare să te țină o viață întreagă, de aceea mănâncă în fiecare zi. Tot la fel se întâmplă și în lucrurile duhovnicești, ca și în cele omenești. A stărui după lucrurile necesare nu este un eveniment. Eveniment este botezul cu Duhul Sfânt, este adevărat, datorită faptului că așa numim noi prima umplere, care precede, care începe, care declanșează șirul acesta de umpleri care se repetă de-a lungul vieții. Dacă șirul acesta de umpleri se întrerupe la un moment dat în viață, persoana aceea să știe bine că duhovnicește nu mai este ca înainte. Ei bine, noi trebuie să stăruim, să insistăm în rugăciune. Repet, acesta nu trebuie să fie un eveniment, ci trebuie să fie un proces, un mod de viață, o caracteristică a unui om al lui Dumnezeu. Citind despre acest verset care ne învață despre relația rugăciunii cu Duhul Sfânt și despre relația stăruinței cu rugăciunea, observăm că întotdeauna când în cele 5 exemple pe care în mod direct Cartea Faptelor Apostolilor ni le prezintă ca și exemple de coborâre a Duhului Sfânt în abundență, în plinătate, în umplere peste un grup de oameni, desprindem faptul că întotdeauna s-a manifestat fizic un anumit comportament al oamenilor. În Vechiul Testament, comportamentul acesta de obicei era profeția, prorocia. Cam aceasta era manifestarea Duhului la oamenii lui Dumnezeu. Proroceau. În Noul Testament, parcă lucrul acesta se schimbă puțin și este înlocuit cu vorbirea în limbi. Prorocia rămâne, dar vorbirea în limbi devine, în mod convențional, un semn prezent, un semn fizic prezent la o lucrare interioară, adică un semn exterior la o lucrare interioară. Iar acest semn exterior pune în evidență și autentifică, legalizează în mod vizibil ceea ce se întâmplă în mod invizibil. El dă valoare și autenticitate vizibilă lucrării interioare și invizibile a umplerii Duhului în viața unui om. Și semnul acesta fizic inițial al prezenței botezului Duhului Sfânt, așa cum spuneam, este vorbirea în limbi. Și cu privire la această expresie, vorbirea în limbi, în Biblie, cum spun de obicei predicatorii când ajung la acest subiect să învețe poporul Domnului, această expresie vorbirea în limbi o găsim în multe locuri în Scriptură și uneori diferită de la un loc la altul. Spre exemplu, prima oară este în Marcu 16 și aici expresia este limbi noi. Continuăm în Fapte 2:4. Primul botez pe care îl întâlnim în Ierusalim dintre cele 5, Ierusalim,
Samaria, Damasc, Cezarea și Efes, respectiv Fapte 2, 8, 9, 10 și 19. În Fapte 2, capitolul 4, întâlnim puțin diferite expresii, nu limbi noi, ci alte limbi. În 1 Corinteni 12 cu 10 este puțin diferită, în felurite limbi. Iată dar, limbi noi, alte limbi, felurite limbi. Fapte 10, 4, 6 sau 19 cu 6, diferit expresia, în limbi, vorbire în limbi. Sau în 1 Corinteni 14 cu 2, limbi necunoscute. Iată dar că tot timpul este prezent limbi, dar expresia aceasta este puțin flexibilă în funcție de anumite semnificații pe care le capătă manifestarea, în funcție de circumstanța în care se aflau și de scopul pe care îl are Duhul Sfânt cu instrumentele omenești născute din nou, sfințite, pe care le folosește în plinătatea Duhului. În toate aceste cazuri, manifestarea este aceeași. Semnul fizic inițial se întâmplă de fiecare dată. Umplerea se repetă, este ușor să citim în Faptele Apostolilor și să constatăm că experiența umplerii cu Duhul Sfânt se repetă ca un proces în viața unui om, dar prima dintre ele se numește botez și atunci, ca o confirmare exterioară, există semnul vizibil al vorbirii în limbi. Semnul acesta există atunci. După aceea, poate apărea darul vorbirii în limbi, care are și alt scop și este diferit de semnul vorbirii în limbi, este de dorit să fie avut de toți credincioșii, datorită celor două scopuri pe care le are, mai mari, printre altele mai mici. Primul dintre ele este singurul dar pentru zidire personală, timp în care toate celelalte daruri sunt pentru zidirea frățietății. Spune Scriptura, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre zidirea, spre folosul altora, spre zidirea altora. Dar acest dar este pentru folos personal. Este pentru întărire personală. Numai că atunci când el este manifestat public în prezența tălmăcirii, interpretării, adică aducerea neînțelegerii în înțelegerea limbii materne, dintr-o dată el dă, are oficiu de prorocie și ca și prorocia zidește pe ceilalți, deoarece mesajul nu mai este o vorbire necunoscută care nu înseamnă nimic, ci în limba cunoscută a fiecăruia este tradus taina care altfel era spusă lui Dumnezeu. Ei bine, rezultatul venirii Duhului este de natură harismatică și absolut niciodată de natură soteorologică. Dacă vă mai aduceți aminte, am mai vorbit despre asta, doar spun două, trei propoziții și trec mai departe, știind că am mai vorbit despre lucrul acesta și într-o anumită măsură am fixat această problemă, credem noi, potrivit cu învățătura Evangheliei. Și anume, Duhul Sfânt cheamă pe oameni la pocăință prin Scripturi, produce nașterea din nou și sfințirea și este prezent în viața unui om când se mântuiește. Aceasta înseamnă lucrarea de mântuire. Cuvântul din limba greacă este soteria, de aceea disciplina teologică se numește soteorologie. Cu alte cuvinte, soteorologia este partea de teologie care vorbește despre mântuire. Harisma sunt darurile și harismata este dăruirea unui om cu anumite daruri pentru a folosi fraților. Ei, Duhul Sfânt produce soteria, mântuirea, că nu se poate fără Duhul Sfânt, dar botezul cu Duhul Sfânt produce harisma. Și spuneam că botezul cu Duhul Sfânt nu înseamnă soteorologie, ci înseamnă harismata. Nu aș vrea deloc să vă încurc
cu paralelismul acesta dintre mântuire, adică soterio, și dintre manifestarea darurilor Duhului Sfânt și harismata, dar am vrut numai să vă spun pentru că între noi sunt oameni cu tot felul de capacități și de cunoștințe. Alții sunt la început pe calea credinței și le este suficient mântuire și daruri duhovnicești. Alții au avansat și se apropie de desăvârșirea cunoștinței umane din Scriptură și lor le trebuie și soteria și harismata, fiecare să ia după putere. Ei bine, rezultatele venirii Duhului, ca și botez, ca și umplere, nu sunt de natură soteorologică, măcar că în mod indirect umplerea cu Duhul Sfânt influențează pozitiv mântuirea, ajută mântuirea, încurajează mântuirea, ridică mântuirea, dacă vreți oferă un grad mai mare de protecție și de siguranță a mântuirii, dar nu mântuiește în mod direct, că nu-i rolul lui. Rolul lui e, veți primi o putere să vă duceți, harismata, să lucrați, să colindați lumea, să manifestați daruri, să predicați, să se manifeste prin voi puterea Duhului. Ori, ce Dumnezeu este acela care pune daruri duhovnicești sau lucrări și slujbe în viața unui om nemântuit? Mai întâi omul devine mântuit prin pocăință și credință, apoi se naște din nou, e implicat în sfințire. Și în această stare, la un moment dat, ori, de cele mai multe ori stăruind în rugăciune, dar sunt și excepții după cum vom vedea, vine marea putere a Duhului Sfânt și dintr-o dată omul acesta, care era un șantier în interiorul lui, un șantier duhovnicesc, dintr-o dată el însuși devine acum un muncitor în șantierul care devine lumea. Sigur. Și biserica, în sensul că darurile lui, prorocie, tălmăcire din limbi, credință, darul despre, cuvânt despre înțelepciune și așa mai departe, toate acestea se manifestă în biserică. Însă, observați în Scriptură că în biserică se manifestă, dar în contextul evanghelizării. În contextul evanghelizării, botezul cu Duhul Sfânt s-a făcut în contextul evanghelizării. Când veți primi puterea să vă duceți, Fapte 8, Samaria, s-a predicat Evanghelia, s-a făcut evanghelizare, Samaria a fost cuprinsă de o întoarcere la Dumnezeu și acolo vin apostolii și apare experiența botezului cu Duhul Sfânt. Fapte 9, Pavel se duce la Damasc. Unde se ducea? Se ducea să-i prigonească pe creștini. Nu să facă evanghelizare, ci să combată evanghelizarea. Dar vine Duhul Sfânt și schimbă viața. Pavel acceptă. Dintr-o dată el este umplut cu Duhul Domnului și prima umplere este botezul cu Duhul Sfânt și dintr-o dată bărbatul acesta se întoarce ca o monedă pe partea cealaltă și din împotrivitor al bisericii devine un reprezentant al bisericii și dintr-un om care vrea să stingă lucrarea Domnului devine un om care pune gaz pe focul lui Dumnezeu. Și el însuși spune, eu vorbesc mai mult în limbi decât voi toți. Dar, atunci când sunt într-un anturaj frățesc, într-o strângere frățească, atunci când sunt într-o comuniune cu frații, într-o părtășie duhovnicească, prefer să spun cuvinte care aduc zidire, care aduc înțeles duhovnicesc frățietății. Scopul meu nu e să mă zidesc pe mine când sunt cu frații, eu mă zidesc pe mine când sunt singur acasă. Când ajung în mijlocul frățietății, nu mai mă ocup de mine. Ce-ar fi eu, acum când așteptați să predic, eu să stau pe bancă și să citesc Biblia. Și la sfârșit să mă întrebați, frate Luigi, de ce n-ai predicat? Și eu spun, păi a trebuit să citesc Biblia pentru mine, să mă zidesc. Păi bine, frate, în timpul serviciului divin te zidești. Acasă, ce faci? Aci îți pregătești predica, aci te zidești. Mă gândeam că te-ai zidit și vii să ne zidești și pe noi. Cam așa ar trebui să se întâmple. Pentru că în biserica lui Dumnezeu, potrivit cuvântului pe care îl spune Pavel în Efeseni capitolul 4, versetele de la 11 în jos, el a dat pe unii. Pe unii ce i-a dat el? I-a dat pe unii apostoli și pe alții proroci, nu ca dar, ci ca slujbă. Și pe alții evangheliști și păstori și învățători. De ce i-a dat? I-a dat ca să zidească biserica. Până când? Până când, tot zidind-o, va desăvârși zidirea și acești oameni acum zidiți vor contribui și ei la rândul lor la zidirea altora. 2 Timotei 2:2.
pune cuvântul în oameni care știu să-l pună în alții și care promit să-l pună în alții. Acest proces al preluării ștafetei trebuie să existe mereu și mereu și mereu. De aceea, fraților, trebuie să ridicăm astfel de bărbați. Nu suntem împotriva fraților în vârstă, îi iubim și îi respectăm. Sunt aici și le dăm cinstea. Privim la dânsii cu respect și ne rugăm lui Dumnezeu, indiferent dacă ne duc sau, dacă ne duce sau nu ne duce până la 81 de ani. Dar până unde ne va duce să ne duce credincioși ca pe acest bărbat, care e exemplu aici, și alții care sunt exemplu în sală. Însă avem nevoie să ridicăm generația nouă. Că mâine, poi mâine ne ia Domnul acasă și rămâne în urma noastră ca la Hiroshima iarbă uscată. E nevoie în muzică, e nevoie în conducere, e nevoie în pastorație, e nevoie în ordine, în predicare, în toate aspectele bisericii, e nevoie de o primenire. Ce înseamnă primenire? Adică dacă te duci în grădină și tot iei și tot iei și nu mai sădești și nu mai aranjezi și nu mai îngrijești un pic, la urmă, până la urmă se termină și ce mai mănânci? Mor de foame. Biserica este un circuit, unii vin, alții se duc. Pe unii cheamă Domnul acasă, pe alții îi pune în slujbă. Pe cei care i-a pus cu 20 de ani în urmă, îi cheamă acasă. Sau pe cei pe care i-a pus cu 60 de ani în urmă, sau 70 de ani în urmă. Domnul hotărăște firul de viață al fiecăruia că e înfășurat pe degetul lui. Însă, în biserica lui Dumnezeu, trebuie să fie permanent o promovare de bărbați care sunt chemați să ducă mai departe ceea ce alții pun jos. Pentru că vin anii în care oamenii care de-a lungul vieții au slujit, își pun sarcina jos, că așa e firesc în sensul de normal în viața aceasta. Iei sarcina și te duci 10, 20, 80 pentru cei mai tari, dar vine vremea când o pui jos. Trebuie să o pui. Și unde o pui? Jos? Nu, o pui pe umerii altora. Dar dacă nu i-ai pregătit, cum să o pui pe umărul lui? El ce să facă cu ea? Poze? Ei bine, scripturile ne învață să fim oameni cu o judecată în primul rând pământească și în al doilea rând cu o judecată duhovnicească. Cu cea pământească pentru lucrurile pământești și cu cea duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. În momentul în care, revin la Fapte, capitolul 2, în momentul în care se arată puterea Duhului, harismata. Observați că se întâmplă ceva. Ucenicii vorbesc în limbi noi și Petru ține prima predică misionară. Și un număr de 3.000 de persoane se pocăiesc, se botează în apă și devin membri ai primei biserici din Ierusalim. Expresia biblică este s-au adaos, s-au adăugat, au devenit parte din biserica care era deja. Lucrul acesta s-a întâmplat sub puterea Domnului. Observați? Evangelizarea. Aceasta este marea slujbă a bisericii. Să câștige oameni încă necâștigați, să recupereze oameni încă nerecuperați, să aducă în interior oameni care sunt în afară. Iar când vine în interior, îi preia învățătorul. Evanghelistul nu e în interior, e în exterior. Învățătorul nu e în exterior, e în interior. Evanghelistul îi aduce, învățătorul îi pregătește, îi învață, îi pune pe roate din punct de vedere spiritual. Îi maturizează, îi crește. Ambele slujbe sunt la fel de importante. Nu-i una mai importantă decât alta. Una e importantă în cadrul ei, cealaltă e importantă în cadrul ei. Dar fiecare la locul ei. Nu putem să spunem că e mai importantă mâncarea decât apa. Știți când e mai importantă mâncarea decât apa? Când ți-e foame. Dar când e mai importantă apa decât mâncarea? Când ți-e sete. Când e mai importantă, când e mai important somnul decât apa? Când ți-e somn. La fel este și cu învățătorul și cu evanghelistul. Biserica nu trebuie să aibă doar învățători, pentru că ne tot învățăm, ne tot învățăm, ne tot învățăm și până la urmă, ce anume învățăm dacă nu câștigăm pe nimeni pentru Hristos? Privind la consecințele extraordinare ale predicii lui Petru, după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt, putem înțelege mai bine de ce Domnul i-a spus, nu plecați. Aștepta să primiți puterea și la urmă plecați. Dumneavoastră știți că în timp ce Petru a început să predice, ascultătorii spuneau, ăsta-i beat. Sigur, nu spunea datorită predicii. Am vrut numai să spun că oamenii îi disprețuiau pe ucenici, nu erau cu vază.
Nu erau niște celebrități în societatea aceea, nu erau niște oameni respectabili, niște onorabili ai societății. Nu era primarul, polițistul, marele preot, erau niște oameni din popor care nu ar fi fost ascultați de nimeni. În mod normal nimeni nu l-ar fi ascultat pe Petru. Dar Domnul știa asta și îi spune să nu plecați, așteptați să aveți experiența botezului cu Duhul Sfânt, adică să primiți botezul cu Duhul Sfânt și după ce îl primiți, plecați. Ei, Petru îl primește și nici nu îl primește bine că și începe slujba, de acolo, din Ierusalim. Și 3.000 de oameni intră în biserică. Nu mai intrau ăștia niciodată dacă nu exista înainte experiența botezului cu Duhul Sfânt. Însă Petru a avut o experiență spirituală care nu înseamnă pocăință, implică pocăință. Care nu înseamnă naștere din nou, implică naștere din nou. Care nu înseamnă sfințire, implică sfințire. Care înseamnă primirea unei mari puteri. Care înseamnă primirea unei mari puteri. Și prin primirea acestei puteri, devii folositor de Dumnezeu în anumite slujbe, daruri și lucrări potrivit chemării Domnului și potrivit înzestrării Duhului Sfânt. Vedeți, noi astăzi dorim din tot sufletul în adunare să existe oameni cu daruri. Dar nu uitați, oamenii aceștia cu daruri trebuie să aibă un trecut spiritual, un record spiritual. Și recordul trebuie să fie următorul: duhovnicești din cap până în picioare, pocăiți cu adevărat, credincioși la sânge, născuți din nou și crescuți, maturizați, oameni sfințiți. Și oameni care se roagă și se îndelenicesc cu rugăciunea. Oameni care se îndelenicesc înseamnă care fac asta mereu, se ocupă cu rugăciunea. Ei, oamenii aceștia, oricine vor fi ei, bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, vorbind românește sau engleză, când oamenii aceștia vor fi pocăiți, se vor ruga insistent, stăruitor, adică, Dumnezeu îi va umple. Pentru că nu căutăm noi mai mult pe Dumnezeu decât caută Dumnezeu astfel de oameni pe care să-i umple și să-i trimită. Dumnezeu este în criză de oameni duhovnicești. Dumnezeu este în criză de oameni duhovnicești. Mai mult decât suntem noi în criză de Dumnezeu, pentru că noi nu conștientizăm criza aceasta, nu că nu e reală. Dumnezeu caută oameni pe care să-i folosească și cum apare unul, cum îl trimite, cum îl înzestrează, cum îl folosește. Dar oamenii firești sau oamenii care au jumătăți de măsură nu vor ajunge niciodată la plinătatea despre care vorbim. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni și nici nu se joacă cu jumătăți de măsură. Dumnezeu s-a separat de primul om pe care l-a făcut datorită păcatului, dar de mine și de dumneata. Dumnezeu nu s-a compromis cu acele două juvaiere din grădina Edenului, Adam și Eva, primii oameni făcuți de el, perfecți din toate punctele de vedere desăvârșiți. Și la minte, și la trup, și la suflet, și la frumusețe, la totul, erau făcuți de mâna lui Dumnezeu. Nu trecuse păcatul peste ei. Nu avuseseră experiența morții, ieșirea de sub autoritate divină, intrarea sub puterea păcatului. Funcționa toată capacitatea creierului, nu cât astăzi maxim 18%, și restul zace potențial. Ei bine, frați și surori, dacă pe aceea Dumnezeu i-a eliminat din relația spirituală cu el, cum credeți că se va juca cu noi, păstrându-ne oricum în prezența sa? Sfințenia rămâne performanța spre care trebuie să tindem mereu și mereu. Și asta presupune rugăciune insistentă, citirea Bibliei în mod insistent și sfințire în toate privințele. Bisericile istorice au alte puncte de vedere, după cum și alte biserici evanghelice. Fiecare are doctrina ei din punct de vedere al acestei învățături. Spre exemplu, conform învățăturii Bisericii Ortodoxe, Duhul Sfânt vine în viața credinciosului la botezul în apă și rămâne în el atâta timp cât persoana aceasta este parte din Biserica Ortodoxă. Dacă rămâne membru în Biserica Ortodoxă, atunci el este plin de Duhul, e plin de Duhul Sfânt până la moarte. Acum,
Nu ne luăm timp să spunem cât de compatibilă este, sunt obiceiurile alcoolului, fumatului, divorțului și toate nenorocirile pe care le fac oamenii din lume cu această doctrină. Nu-i treaba noastră, noi o spunem doar pentru învățătura poporului care se închină aici cu noi. Conform învățăturii Bisericii Catolice, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență separată în timp de botezul în apă. Și potrivit acestei doctrine, botezul cu Duhul Sfânt se primește prin punerea mâinilor și ungele cu undele în timpul ritualului numit confirmare, care se face la vârsta de aproximativ 16 ani. Dacă această poziție ar fi biblică, atunci toți membrii bisericii ar trebui să fie botezați cu Duhul Sfânt, toți ar trebui să fie sfinți și folosiți de Domnul cu darurile duhovnicești. Dar nu este scopul nostru să vorbim împotriva nimănui, scopul nostru este să predicăm Scripturile. Atunci când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, spunem că botezul cu Duhul Sfânt nu mântuiește, ci vine într-o inimă mântuită. Și dacă așa stau lucrurile, spun ascultătorii, păi de ce mai e nevoie de el? Că eu nu vreau decât să devin mântuit. Cu alte cuvinte, am interesele mele și ca să mi le împlinesc, mă folosesc de relația spirituală cu Dumnezeu. De fapt, eu nu vreau să mă dau Domnului cu totul și pentru întotdeauna, ci eu vreau să-mi ating interesul să fiu mântuit și nu mă las eu folosit de Dumnezeu pentru interesele lui, că am treabă, s-o ocupat. Și atunci vin, cred, mă pocăiesc, mă botez în apă și am terminat. Fraților, pe mine să nu mă pune să vin la fanfară, că n-am timp. Eu am business, două. Să nu mă pune să vin la cor, că s-o ocupat. Să nu mă pune să vin să dau un îndemn, că n-am nicio chemare și nu stau nici la ușă și nici la stație și nu fac nimic. Acum sunt mântuit, nu mai am nicio treabă cu voi și nici voi cu mine. Așa s-ar putea să gândească cineva, dacă noi nu îi înfricăm și îi speriem pe oameni, fii atent, că dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nici mântuit. Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt nu trebuie folosit ca o sperietoare, frați și surori. Noi nu avem dreptul să speriem pe nimeni în maniera aceasta. Că dacă un om nu vrea să se pocăiască, nu se va pocăi oricât de tare l-am speria noi. Pocăința este o reacție la chemarea lui Dumnezeu, iar nașterea din nou este o lucrare a lui Dumnezeu în viața omului. Și unde nu este prezent Dumnezeu, degeaba sunt prezent eu. Care este atunci scopul botezului cu Duhul Sfânt? Scopul botezului cu Duhul Sfânt nu este doar ceva, ci este aproape totul. Dar lucrul acesta este ceva la care ne vom gândi dacă Dumnezeu ne ține în viață data viitoare. Până atunci, frați și surori, aș vrea să vă întreb. Toate învățăturile acestea ne pun pe noi în situația să ne rugăm un minut mai mult decât ne-am rugat până acum? Dacă nu, să mă mulțumesc doar cu gândul că nici măcar n-am pierdut un minut de când ne-am rugat până acum, adică nici n-am trecut de la 15 la 16, dar nici n-am căzut de la 15 la 14. Doar cu asta să ne mulțumim? Că n-am căzut la 14? De la 15? Eu cred că toate predicile acestea ar trebui să ni se înfigă ca niște săgeți din partea lui Dumnezeu în inimă și să ne pună pe foc. Și în urma unui cuvânt care se predică aici din Scripturi, să ne întrebăm, Doamne, dacă acest cuvânt este de la Tine, eu mai am ceva de îndreptat ca să-L împlinesc? Dacă mai am ceva de îndreptat, nu știu cât mai trăiesc. Azi mă doare inima, ieri m-a durut capul, mâine nu știu unde o să mai doar. Poate mâine nu mai mă doare nimic, că mă cheamă Domnul acasă. Este posibil să mă cheme când vrea El, începând din clipa aceasta încolo. Și au fost câteva clipe în care am zis că gata, gata, dar încă n-a fost. Ei bine, dacă așa de vulnerabilă e viața omului, dacă atât de necesare și obligatorii sunt aceste lucruri, cum ne permitem noi să ne ocupăm mai mult de viața pământească decât de cea duhovnicească? Dacă știm că cea pământească trece oricum, iar cea duhovnicească rămâne oricum. Frați și surori, este mai ușor să acceptăm teoretic anumite învățături biblice, timp în care nu le împlinim cu fapta. Probabil că lucrul acesta într-o anumită proporție e valabil la toți, mai mult sau mai puțin. Dar se numesc ipocriți oamenii
unde această diferență este strigătoare la cer. Aș vrea să te întreb înainte să ne rugăm amândoi. Unde anume te-a atins cuvântul Domnului în această seară, încă de la ora 7? Ce anume te-ai hotărât să faci mai mult decât până acum în această seară? Nu te supăra, nu te poți duce înaintea lui Dumnezeu ca să-L saluți și să pleci doar. Și aceasta este ceva. Dar dacă tot te primește și te ascultă, gândește-te ce ai putea să-I ceri pentru ca să fii mai aproape de El. Și înainte să pleci, să devii mai folositor pentru împărăție. Că așa cum vorbim noi astăzi de Iosif ca de un om bun sau de Iuda ca de un om rău, așa se va vorbi de mine și de dumneata mâine, ori aici, ori în împărăția lui Dumnezeu. Te rog, pune aceste cuvinte la inimă și nu mai sta în amorțeală. Ridică-te din starea aceea, vino-ți în fire și lasă-L pe Dumnezeu să te schimbe puțin câte puțin. Nașterea e un eveniment, dar creșterea este un proces. Nașterea e un eveniment furtunos. Creșterea este un proces lin, aproape invizibil, dar sigur. Vă rog în această seară, acceptați tot ceea ce socotiți că dintre cuvintele acestea sunt de la Domnul. Puneți-le la inimă și veniți cu rugăciune alături de noi în fața lui Dumnezeu pentru pocăință. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.